Mariana a rămas mamă văduvă cu doi copii pentru că soțul ei s-a prăpădit fiind răpus de cancer și cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, familia aceasta a fost ajutată să-și poată cumpra mai multe electrocasnice de care avea foarte mare nevoie pentru că era și este o familie cu resurse financiare reduse. Mai ales acum în contextul în care Liviu, stâlpul casei, tata copiilor, s-a prăpădit fiind răpus de cancer. Acum Mariana lucrează ajutor de bucătar, are un salariu, dar se descurcă foarte greu. Cu ajutorul donațiilor dumneavoastră am reușit să cumpărăm mai multe lucruri pentru ea, așa că haideți să mergem să vedem ce au fost cumpărate cu ajutorul donațiilor. S-a strâns o sumă frumoasă pe site. În prima fază s-a cumpărat, Mariana, o Landă frigorifică am cumpărat, da, un cuptor electric și o mașină de spălat.